Primele două cazuri cu varianta Omicron a virusului SARS-CoV-2 au fost confirmate în România la doi pasageri care au venit din Africa de Sud în data de 30 noiembrie. Peste 40.000 de manifestanți au mărșăluit pe străzile din Viena, pledând împotriva restricțiilor anticovid. Numai puțin de 27 de demonstrații au fost anunțate în capitala Austriei. Și în Barcelona, mii de oameni au protestat împotriva introducerii pașapoartelor COVID-19 în regiunea Catalonia. Și în Franța și Olanda au fost proteste. În încercarea de a scăpa de o colonie de șerpi, un bărbat din Maryland a dat foc casei pe care o cumpărase recent cu 1,8 milioane de dolari. Iar astăzi e ultima zi când poți merge la târgul de Sfântul Nicolae de la Muzeul Țăranului Român. Acesta este deschis până la ora 18.